Corespondență împreună cu colegul meu Ionuț Corpaș, care o să vă conducă cu doamna Benz, și ne bucurăm că în cele din urmă am reușit să organizăm special pentru dumneavoastră un spectacol la ora 3. Special pentru echipa dumneavoastră, să le mulțumesc la sfârșit actorilor care fac un sacrificiu imens jucând după masă și am dorit să aveți în mijlocul dumneavoastră și unul din mari actori ai Teatrului Național. O aveți alături pe doamna Elinca Tomoroveanu, care e director artistic al teatrului și a venit să vă spună bun venit. Să știți că ne bucurăm foarte tare să vă avem printre noi. De câte ori vine lume să vadă această minune care este acum Teatrul Național. Deci vă doresc bun venit în Teatrul Național. O să vă arăt, colegul nostru Ionuț Corpaș o să vă arate toate minunile care sunt în această clădire extraordinară, de care ne bucurăm și noi, dar se bucură și publicul. Drept care am să vă las pe mâna lui Ionuț Corpaș, care o să vă conducă și o să vă arate toate cotloanele Teatrului Național. Vă mulțumesc tare mult, bine ați venit și vă așteptăm să reveniți. Thank you.
național. Povestea noastră începe pe 21 decembrie 1852. Sunt 6 teatre naționale în România. Iași, Craiova, București, 1852, Timișoara, 1888, Cluj, 1907, Târgu Mureș, 1956. Vă spuneam de 21 decembrie pentru că 1852, pentru că pe 21 decembrie 1973 s-a deschis Teatrul Național aici. George Calboreanu, care e unul din cei mai mari actori ai secolului trecut din România, juca Ștefan cel Mare în Apus de Soare de la Vrancea. Există doar două săli în Teatrul Național care nu s-au deschis cu Caragiale, Sala Mare s-a deschis cu Apus de Soare. Sala Studio în care suntem s-a deschis cu un spectacol cupe Caragiale, în care prima parte se juca năpasta, cu ieșea afară în foaier și se întorcea după jumătate de oră, o pauză ceva mai lungă, și vedeam cu totul alt teatru, o să vă explic de ce, Cornul Leonida față cu reacții. ...21 decembrie 1973. Proiectul de arhitectură al Teatrului Național s-a născut în 1961, când pe vremea lui Gheorghiu Dej a fost un concurs de proiecte. Au fost două proiecte importante, proiectul Maicu Belea Cucu și proiectul Ciulei Bornosc. Gheorghiu Dej a ales proiectul, așa cum vedeți, pălăria lui Caragiale când veniți, pentru că era mai puțin avangardist decât proiectul Ciulei Bornosc. Acum, Horia Maicu e unul din, iarăși, cei mai importanți arhitecți ai secolului 20. Gândiți-vă că 9 ani de zile, între 1931 și 1940, a proiectat și a asistat la construcția a 110 clădiri în Constanța. Se numea Haim Goldstein. În 1953 a devenit arhitectul șef al Bucureștiului. Schimbându-și numele în Horia Maicu, lui se datorează Teatrul Național, Hotelul Intercontinental, Sala Palatului, Monumentul Eroilor din Parcul Carol și primele blocuri de locuință din spatele Academiei Militare, care au 3 metri jumate până la tavan. După 72, când Ceaușescu a fost închinat, marea majoritate a cartierelor dormitor s-au făcut cu 2 jumate până la tavan. Ne cade tavanul în cap, dar plătim mai puțin întreține. Horia Maicu. Romeo Belea era un tânăr arhitect care a desenat proiectul Maicu. Lui se datorează proiectul de refuncționalizare a teatrului, care s-a desfășurat între 2011 și 2015. 4 ani de zile, din aprilie până pe 18 aprilie 2015, când am terminat proiectul. Teatrul Național în 73 avea 3 săli. Sala Studio în care suntem, sub ea Sala Atelier, care e o sală dedicată dramaturgiei noi, și Sala Mare. Între 2011 și 2015, reinventând spațiile, acum avem 7 spații de spectacol. 6 săli și un amfiteatru în aer liber. Nu putem să le vedem pe toate, pentru că timpul ne presează. Dar o să vedem o bună parte din ele. Sala Studio a rămas în continuare una din cele mai deștepte săli de teatru din lume. Peretele ăsta și peretele pe care îl vedeți vis-a-vis sunt agățați în tavan pe niște roți cât CD-urile. Aici avem un lup. E o pauză. Ei nu sunt decorat. Când nu e decor în scenă, apăsăm un buton și amândoi pereții se mută în scenă. Apăsăm din nou un buton și stalul în care sunteți se ridică, se îndreaptă, ajunge la nivelul scenei și intră în scenă. Sub el e o altă scenă. În spatele celor doi pereți există două gradene, două auditorii, cum e cel din spate, și în 22 de minute jumate, sala asta, care e o sală italiană, o să vorbim despre asta, devine sala arenă. Dar putem să o facem și amfiteatru. Sunt 3 formule clasice de teatru.
în ordine cronologică, amfiteatru grec-roman acum 2500 de ani. Amfiteatru e spațiul de joc în care publicul înconjoară scena din trei părți. Are sens ce spun? Bun. A doua, arena, ca la cir. Da? În care publicul înconjoară din toate părțile spațiul de joc. Sala italiană, 1690, cum e acum sala studio, a fost inventată în nordul Italiei de către un arhitect care se numea... cum numea? Mi-aduc aminte și vă spun. 1690, pentru teatrul liric, care s-a dezvoltat în nordul Italiei. Liric, operă, operetă, da? În care am nevoie și de fosă pentru orchestră. Din legendele urbane ale Teatrului Național, trebuie să știți că sala asta, în 86, Ceaușescu a hotărât să o dea Teatrului de operetă, pentru că a dărâmat opereta din Piața Națiunilor Unite și l-a obligat pe Beligan, cel mai longeviv director al teatrului, 69-89, să primească aici operetă. I-au scos primele 5 rânduri de scaune ca să facă loc pentru fosa orchestrei. Și noi n-am mai mișcat pereții din 86 până de ziua domnului Beligan în 14 decembrie 2013, când sala a fost refăcută pentru teatru. Primul spectacol l-am făcut în varianta italiană, al doilea spectacol în varianta arenă, primul în decembrie, al doilea în ianuarie 2014, al treilea Furtuna, în variantă amfiteatru. Elisabetani, Shakespeare a regândit formula de teatru amfiteatru, teatru glău de la Londra, da? 540 de locuri în varianta asta. Când avem arenă sunt 590, când e amfiteatru sunt doar 460 de locuri. Mai mulți dintre noi, în perioada din 2008 până în 2011, când a început reconstrucția, au fost peste tot în lume să vadă dacă putem să copiem anumite idei de sală. Încă n-am găsit o sală ca asta. Ea mai e deșteaptă pentru că în tavan, noi le spunem nuferi sau flori de lotus, sunt 19 astfel de flori de lotus, îl vedeți pe ăsta deschis, deasupra e un pot tehnic, iar tehnicienii, băieții și fetele pe care nu le vedeți când vedeți spectacolul, pot aranja luminile în așa fel încât să putem să avem tot ce ne trebuie pentru scena care e acum unde sunteți dumneavoastră. Mergem să vedem o sală nouă, bine? Se numește acum sala pictură, pentru că aici era atelierul în care pictam decoruri, pictam materiale textile și așa mai departe. Vă spuneam de refuncționalizare 2011-2015. Toată partea din spatele Teatrului Național, către strada Tudor Arghezi, sunt atelierele de producție. Există 5 ateliere mari într-un teatru, cum e Teatrul Național. Mecanică, pictură, tâmplărie, tapiserie și butaforie. La mecanică facem structura de metal a decorului. Îl ducem la pictură, îl vopsim negru, verde, roșu, cum ne trebuie. De la tâmplărie venim cu lemnul peste structura metalică, sau sub, cum sunt aici. La tapiserie lucrăm cu cărpe. Facem fundalul, facem covoare de scenă, tapițăm mobilier. La butaforie avem angajați un arhitect și 4 artiști plastici care fac de la măști pentru actori până la bolovani, care par foarte grei, dar sunt din polistiren. De ce avem nevoie de ateliere mari în teatru? E din cauza faptului că
Noi suntem un teatru de repertoriu. Jucăm 800 de reprezentații în fiecare an. Asta înseamnă că în fiecare zi schimbăm spectacolul care s-a jucat aseară. Decorul trebuie făcut atât de ușor încât să poată fi demontat, dus în lifturi, dus în depozite, din depozite venim cu decorul de la spectacolul care se joacă azi sau mâine. Are sens? Da. Sub ele, la etajul 1, sunt atelierele mici dintr-un teatru, croitorie doamne, croitorie domn, cizmărie, mod de flori, unde facem pălării jobene și altele, și spălătorie, călcătorie. S-a terminat spectacolul seara, cabinierele strâng rufele, le lasă la poarta, a doua zi dimineață avem 5 doamne fabuloase, care au niște mașini de spălat cât casa. La ora 2 ele sunt spălate, apretate, călcate, pregătite pentru spectacolul de a doua zi. Atelier. Vă spuneam de refuncționalizare, toate atelierele teatrului sunt în spate. La mijloc, la etajul 2, unde suntem acum, e inima naționalului, sunt 3 săli. Sala studio pe care am văzut-o, sala pictură în care suntem și o să mergem la sala mare. Pe partea din fața teatrului sunt cabinele actorilor care joacă la cele 3 săli. Vă spuneam că avem acum 6 săli de spectacole și un amfiteatru în aer. N-am văzut 2 dintre ele. Dacă țineți minte, pe dedesubt am trecut din foaierul sălii mari către foaierul sălii studio și am urcat 2 etaje. La mijlocul teatrului, exact sub noi, se află sala mea. Fiecare din sălile teatrului e dedicată unui program al Teatrului Național. Sala atelier, care e la subsol, pe care nu putem să o vedem, e o sală, trebuie să știți că nu există 2 săli de teatru identice nicăieri în lume. Sunt foarte multe lucruri comune sălilor de teatru, cum ar fi cabina de lumini, cabina de sunet, care sunt de obicei în spatele publicului. Dar sunt foarte multe lucruri care diferențiază o sală de altă. Sala atelier e o sală octogonală. E un octogon regulat, scaunele sunt structuri de 2, 3 sau 4 scaune pe roți, care pot transforma spațiul octogonal dintr-un teatru arenă, într-un amfiteatru sau într-o sală italiană. Sala pictură, după cum vedeți, e o sală italiană în varianta asta. Este? Publicul față în față cu scenă. Gândiți-vă că gradenele, cele 11 rânduri de scaune, sunt rabatabile, scaune. Și în loc de 11 rânduri, putem să lăsăm numai 6. Venim cu scena mai în față și putem să punem public și în spate. Și atunci nu mai e nici italiană, nici amfiteatru, nici are. Putem să facem ce vrem. Ideea e că după 1950, marea majoritate a teatrelor nou construite sunt făcute în așa fel încât să se miște după cum își doresc regizorii și scenografii. Nu dramaturgi. Sala pictură e o sală de 250 de locuri. Distanța de la ultimul spectator până la scenă e de 13 metri. Asta înseamnă că publicul vede actorul de aproape. Și atunci, în sala pictură, jucăm spectacole pe care le montăm special pentru marii noștri actori. În așa fel încât publicul să-i vadă de aproape. Ileana Stanaionescu. N-au mai rămas mulți, dar vin mulți din urmă. Costel Constantin, Horațiu Mălele, din generația tânără Marius Manole, Medea Marinescu, Monica Davidescu, joacă aici și publicul îi vede de aproape. La sala studio, distanța, în varianta italiană, cum am văzut-o, distanța de la ultimul spectator până la scenă e de 17 metri. La sala mare, 22 de metri jumate. Cine își ia bilete la Cucurigu, ieftine, vede actorul pe scenă atât. Și atunci aici am făcut o sală în care jucăm, de marți până duminică, în fiecare seară, în așa fel încât publicul să vadă actorii de aproape. Are sens? Revin la sala atelier. Sala atelier e dedicată dramaturgiei noi. Asta înseamnă piese noi românești sau universale, scrise în momentul ăsta după 2010, să zicem. În anii 70 se juca mult Paul Everard, din păcate. Dar se jucau furioșii englezi, John Osborne, Harold Pinter. În anii 90, mult Vișnie.
la sala Atelier. În momentul ăsta avem piese românești scrise în 2015, avem piesă poloneză, piesă spaniolă, piesă rusească, piesă franțuzească scrise după 2010. Care e ideea? Suntem un teatru subvenționat de statul român. Asta înseamnă că la dramaturgie nouă nu ne permitem să producem decoruri fastoase, pentru că întâi trebuie să verificăm gustul publicului pentru un text nou. Dacă spectacolul e bun, peste 20 de ani poate îl jucăm la o sală mare, cum e sala studio sau sala mare. Are sens? Mergem să vedem minunăția. Sala mare. Dacă tot suntem la ora 2:30 în teatru, vedeți oamenii pe care nu îi vedeți când veniți la spectacol. Ei sunt cei care fac actorii să se simtă bine când sunt în scenă. Montează decor, lumini, sunet, cabiniere, etapizează și așa mai departe. Ei sunt oamenii cărora trebuie să le mulțumim când aplaudăm. Poate că n-ar fi. Logo-ul de la doamna Benz, da? Mercedes, da? În prima treime punem decorul de la actul întâi. S-a terminat actul întâi, ne învârtim 120 de grade, nu mai vedeți decorul de la actul întâi, vedeți decorul de la actul 2. S-a terminat și actul 2, ne învârtim 120 de grade, nu mai vedeți 2, nu mai vedeți 1, mă vedeți cu nimic de jos. Vedeți decorul de la actul 3. Toate mecanismele sunt făcute în teatru în așa fel încât în timpul spectacolului să nu trebuiască să montăm și să demontăm decor, ci doar să-l mișcăm. Cum îl mișcăm? Înainte, înapoi. Îl învârtim. Sus, jos. Stânga, dreapta. Avem una, două, trei, patru cortine de fier. O închidem asta un pic. Care? Se aude ceva? Pentru ce avem cortine de fier și uși de fier e pentru că dacă cumva are loc un incendiu, incendiu trebuie să fie într-un spațiu cât mai mic. În perioada reconstrucției și refuncționalizării, peste tot există camere de luat vedere, senzori, care sunt toți concentrați într-un singur birou care are 140 de monitoare, unde verificăm căldura, ventilația, întreținerea, fumul și așa mai departe. Am terminat reconstrucția teatrului cu una din cele mai mari căderi din istorie, o să vă povestesc când ne urcăm. Mersi! Când o să mergem în sală, la 1 iunie 2015 am primit hârtia de la Inspectoratul General pentru situații de urgență, că putem să primim 3.000 de spectatori în fiecare zi, fără să avem probleme de securitate. Suntem la nivelul legislației europene, care e un pic mai rea decât legislația românească, chiar după colegii. Bine? Deci suntem safe. Sta bendița aia care când se opreau, țineau, venea așa. Asta e cortina flux. Dar avem și cortina chilotinică care se ridică și se coboară. Asta e cea mai nouă. Câte locuri sunt în sala mare? Sunteți de acord cu mine că e o sală intimă? E o sală care are 940 de locuri. Nu e cea mai mare sală de teatru din România. Teatrul Național din Cluj, 1907, are o sală care are 1280 de locuri.
ziceam că e teatru italian, dar vedeți că băieții montează Livada de Vișin, care se joacă cu publicul pe scenă, doar la 600 de spectatori, în varianta amfiteatru. Deci și pe asta putem să o facem cum vrem noi. Înțelegeți? Ea s-a redeschis, s-a deschis în 21 decembrie 1973 cu Apus de Soare, cu Calboreanu. Și s-a redeschis pe 18 aprilie 2015 cu una din cele mai mari cădeți din istoria teatrului. Dan Puric a făcut un înșir de mărgărite, Victor Eftimiu, care dura la premieră 4 ore jumate. Publicul se uita la sală, că era nouă, în loc să se uite la scenă. Norocul nostru a fost că imediat s-a terminat stagiunea și în septembrie, când am reluat în șir de mărgărite, spectacolul avea 2 ore și un sfert, e vizitabil și azi. Și atunci vedeți povestea mult mai repede și mult mai dinamic, da? Avem o surpriză pentru cineva dintre dumneavoastră. Cineva știe că astăzi o vom aplauda în sala Mala Național. Să-i spunem la mulți ani colegei noastre, Marlena Găucan. Nu o să uitați momentul ăsta. Continuați aplauzele, că nu ați auzit. Împreună cu colegii mei. Există mai multe lifturi și o să mergem să facem o fotografie împreună cu toată lumea pe pălăria lui Caragiu. De producție. Sunt 60 de doamne și domnișoare care au grijă de public.
plasatoare garderobier. Sunt 85 de oameni, mecanici, electroniști, electricieni, care au grijă de mastodon, de clădire. Și pe urmă sunt oamenii pe care știți în orice birouri, financiar, contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice și așa mai departe. Teatrul Național are 68 de texte în repertoriu, așa ne-a ieșit, sunt 34 texte românești, 34 străini. Ziceam că jucăm 800 de spectacole, am să fiu cât mai scurt acum. Trebuie să știți că bugetul anual al Teatrului Național e de 10 milioane de euro. Asta înseamnă 7.800.000 de euro subvenție de la statul român prin Ministerul Culturii și 2.200.000 de euro venituri proprii din vânzare de bilete. Cum cheltuim banii ăștia? 6 milioane, după ce ni s-au mărit salariile în februarie 2017, 6 milioane înseamnă salariile pentru cei 480, 2.300.000 de euro înseamnă întreținerea clădirii un an de zile. Doar 1.700.000 înseamnă proiectul artistic al teatrului, producție de spectacole noi și reprezentarea spectacolelor din repertoriu. Eu am închis că vine anunțul de Domnilor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit la Conacul Monkswell. Aici, printre noi, există un criminal în libertate, iar victimele sale sunt de cele mai multe ori spectatorii care nu-și închid telefoanele mobile. Atenție! Dementul criminal este deranjat atât de sunetul telefoanelor, cât și de lumina ecranelor. Din respect pentru ceilalți spectatori și pentru actori, dar mai ales pentru supraviețuirea dumneavoastră, vă recomandăm închiderea completă a telefoanelor mobile. Conform iar prima a avut loc pe Carver Street numărul 24. Femeia ucisă este doamna Maureen Lyon. Poliția este în căutarea unui suspect încă neidentificat care a fost văzut în împrejurimile casei unde a avut loc crima. Acesta purta un palton de culoare închisă, un fulat bej sau gri și o pălărie de fel. Acum, atenția conducătorilor auto, majoritatea șoselelor. Doamnă Barnă! Doamnă Barnă! Doamnă Barnă! Thank you.
mașina mi-a alunecat ca naiba. Dacă mai ninge așa, mașina mi-a alunecat ca naiba. Dacă mai ninge așa până mâine, ne înzepetim aici. Doamne ferește, Gil. Auzi numai să nu înghețe țevile astea. Ia pune mâna, pune mâna să vezi că sunt să ne grijă să nu oprim căldura aia. Sunt reci, reci. Reci, reci. Ar fi fost bine dacă ne trebuiau cărbuni. Da. Nu prea mai avem. Doamne, atât de mult aș vrea să iasă totul bine. Prima impresie contează cel mai mult, nu? E totul gata? Da, totul e... Ah! Doamna Barlow, aștept-o de vreme. Cred că s-a speriat de din soare. Cum aștept-o? Uite așa, aștept-o. Ha, mare nebunie și femeile astea angajate cu ziua. Lasă totul pe un lăsați celor care vor veni să vadă spectacolul ăsta plăcerea de a descoperi ei ce se întâmplă în spectacol. Cerc pedagogic, profesorii de limba și tatura română din Vrancea au venit în vizită la București, întâmpinați fiind aici cu multă căldură. Pe de o parte, ne-a făcut plăcere să auzim cuvintele doamnei Ilinca Tomorovanu, directorul artistic al Teatrului Național Ile Caragiale din București. Pe de altă parte, am cunoscut pe domnul Mihai Corpaci, cel care se ocupă de imaginea și relația Teatrului Național, care ne-a invitat într-un tur de basm, spunem noi. Profesorii de română predau textul literar, dramaturgic, dar nu-și imaginează că în spatele poveștii evenimentelor despre care noi vorbim la clasă, se poate descoperi o lume. Ei bine, noi astăzi am descoperit o nouă lume și după ce am văzut cu ochii noștri că e reală, autentică și de mare valoare, am mers mai departe în periplul nostru cultural, educativ și, zicem noi, transdisciplinar și am vizionat o piesă de teatru. Sperăm noi că această experiență a fost în acord cu deschiderea educației către nou, dar și în acord cu orizontul de așteptare al profesorilor de limba și literatura română. Suntem în foaierul unei clădiri impresionante. În capitala țării noastre am cunoscut o clădire cu o arhitectură splendidă, la nivel nu numai european, ci mondial. Am vizitat toate sălile de spectacol, ne-au impresionat vorbele auzite,
modernitatea acestor săli, faptul că sunt create pentru a funcționa în mai multe variante, ceea ce permite spectatorilor să vadă spectacole cât mai diverse. Am admirat în același timp dotările excepționale, am cunoscut niște oameni minunați, bucuroși că au primit un grup atât de mare în această instituție. Am văzut lucrări de artă care se asamblează foarte bine în acest cadru. Ce aș putea spune în încheierea intervenției mele despre clădire, că e un indiciu de mândrie națională. Iată, în capitala României există Teatrul Național, care are o valoare universală, dotări la nivel internațional și actori de mare valoare. Am cunoscut câțiva dintre ei într-o piesă după celebra scriitoare de romane polițiste Agatha Christie, dar despre lucrul ăsta va spune colega mea Aurica Nedelcu. Sunt onorată și foarte emoționată că astăzi am avut onoarea să vizionez un spectacol de teatru în Teatrul Național. Spectacolul de artă dramatică este întotdeauna foarte complex, pentru că el presupune literatură, dar presupune și interpretare, lumini, muzică, sunete, adică trăiești într-o altă lume. Pentru câteva ore, eu am fost transpusă într-o altă lume, o lume mirifică, chiar dacă e vorba de o cursă de șoareci, aceasta este, de fapt, o provocare pentru a gândi și a descoperi înaintea finalului care este adevărul. Este prima dată de când citesc literatură polițistă, când am intuit înainte de a afla adevărul și mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit om, m-am simțit înălțată în sfera emoției artistice și prin aceasta spectacolul și activitatea de astăzi și-a atins scopul. Mi-ar plăcea să pot să vin mai des să văd spectacole de teatru aici, dar poate cu altă ocazie și mulțumim cu acest prilej și organizatorului, doamnei inspector Teodora Benz. Mulțumesc! Țin să mulțumesc celor care conduc destinele Teatrului Românesc astăzi, Teatrului Național. De la început, deschiderea a fost imensă, pentru că ni s-au propus diferite variante pentru cercul pedagogic aici, petrecut la Teatrul Național din București. Mulțumesc domnului director Caramitru, doamnei Adriana Popescu, director de organizare și strategie, și mulțumesc și pentru felul cald al celor de aici, al tuturor celor care ne-au întâmpinat și chiar ne-au oferit cadouri în acord cu centenarul pe care îl sărbătorim în acest an. Așadar, mulțumesc tuturor pentru efortul de a ne da sentimentul că Teatrul Românesc reprezintă un simbol în care trebuie să credem și pe care trebuie să-l promovăm ca profesor de română. Și ca să închei, mi-a plăcut foarte mult ceea ce doamna Adriana Popescu ne-a spus astăzi, și anume că teatrul, de fapt, este o altfel de literatură. E adevărat, și eu am citit, Federico García Lorca spunea, teatrul este o poezie ieșită din cărți și manifestată atât de omenesc. Noi am venit așadar în spațiul acesta al omenescului pentru a ne întoarce după aceea în cel conceptual al clasei și a preda altfel textul dramatic. Thank you.
Thank you.